गाता Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat astăzi solicitarea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii de apărare a independenței sistemului judiciar în întregul ei. În urma dezbaterilor plenului, cu unanimitate de voturi, plenul a considerat că s-a adus atingere independenței sistemului judiciar și nu numai chiar autorității judecătorești în general. Cu această ocazie, plenul a găsit necesar să sesizeze Parlamentul European cu informare să fie aduse la cunoștință în așa fel încât astfel de declarații în Parlamentul European să nu mai aibă loc. Cred că ține și de noi, Consiliul Superior al Magistraturii, să încercăm educarea politicienilor pe această cale. Vă mulțumesc. Președinte, s-a vorbit în plen și despre legea pentru siguranță cibernetică. S-a făcut o propunere care urmează să fie discutată. Ne spuneți și pe cameră ce s-a întâmplat în sala de ședință, ce ați discutat? Cred că ați văzut că noi am transmis aceste dezbateri cu privire la această lege. Am găsit necesar atât pe ordonanța 111, cât și pe modificarea la legea 506, să formulăm anumite observații în așa fel încât să aibă acces la un judecător, în așa fel încât să fie analizate de un judecător. Iar cu privire la legea securității cibernetice, noi am găsit de cuvință să dezbatem într-un grup de lucru în ce măsură avem posibilitatea să intervenim în faza în care este această procedură. Adică nu doriți promulgarea legii fără un aviz al Consiliului? Noi ne-am dorit promulgarea legii cu condiția ca înainte de promulgare Consiliul să aibă un cuvânt de spus în această chestiune. Cu privire la ce a spus domnul Danile în sala de plen, cu salariile pentru magistrații suspendați, vă vreți să faceți un proiect de lege să propuneți? Nu vă ascund faptul că deja noi avem, să zic, legile justiției trecute într-o anumită formă. Trebuie să ne găsim cum este mai oportun să inițiem fie în tot aceste modificări, fie pe priorități, în așa fel încât să avem succes în Parlamentul României. Ceea ce a spus colegul Danileța astăzi s-a referit la situația anumitor judecători în anumite situații, ca pe parcursul în care ei sunt suspendați din anumite motive, evident, și numai dacă au o vârstă de 65 de ani, să le fie asigurată o pensie de la bugetul public de pensii și nu pensii speciale. Deci nu faceți referire la toți procurorii și judecătorii care pot să fie suspendați? Nu. Mulțumesc foarte mult! O zi bună!